Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un episod de American Truck Simulator. Episodul numărul 2, am mai făcut unul și am luat așa o cursă, nu tocmai scurtă să-i spun, dar ne vom descurca, zic eu. Ce facem? De ce ne-a s-a oprit? Hai, boss! A, lovit! A, lol! Am uitat când... Când începi cu o cursă de asta rapidă, îți bagă încărcătura direct. Ok, prin stânga, cred. Așa, într-a treia. Bun. Am văzut că v-a plăcut episodul anterior și... American Truck-ul în sine e un joc bun. Haide, ușurel, ușurel. Să fiu atent și la încărcătura. Și dacă observați, merge chestia asta să-mi mișc capul. Stai, bă, intru un semn. Se vede ceva? Nu vine nimeni. Să o curbă mai mare, așa, bun. Să nu uit și să schimb. Ia să dau și o sunet puțin mai tare. Că la mine nu prea se aude. Da, băi, de fapt este mă că trebuie să-mi aprind... Nu, lăsăm cu... Nu avem nevoie de fază lungă. Așa. M-am mai jucat și-o puțin American Truck Simulator of Camera. Și știți care e buba la jocul ăsta? Buba bubelor. Pierzi extrem de repede bani. Ce semnez mă aici? Cred că am prioritate. Buba e în felul următor. Față de Euro Truck Simulator normal. Ok, eu am pus să trec. Opa. Așa. La Euro Truck, cum îți luai amendă? Erau niște semne puse pe stradă și îți spuneau că sunt radare. Nu văd nimic în oglindă, dar nu e nimeni în spate. Îți spuneau că sunt radare, știi? Și în momentul în care treceai pe lângă, dacă aveai viteză, îți dădea amendă. Ei bine, aici e diferit. Aici te urmărește poliția. Sunt mașini de poliție oprite pe dreapta sau chiar și mașini de poliție care merg în trafic cu tine. Și dacă ești peste limita legală, de exemplu, vedeți acolo un colț 89, dacă ești peste limita legală, îți iei amendă. Și amenda e scumpă și nu mai avem voie să conducem foarte repede. Asta e beleaua. Polițiștii ăștia sunt peste tot, frate. Deci trebuie să mergem legit acum. Legit, legit. Nu mai putem să facem măgării. Însă îmi place jocul, îmi place harta, așa, e mai diferită, e mai frumoasă. Totuși e mult mai mică, adică jocul are cam același preț cu Euro Truck, e tot 20 de euro dacă nu mă înșel. Și este totuși mai puțin content, adică harta e mult mai mică față de Euro Truck, că na, la Euro Truck sunt toate țările posibile. Aici nu mai e la fel, ia stați așa să îi dăm un cruise control. Să meargă singur, bă, pilot automat. Mamă, e mult mai mișto așa să conduci cu chestia asta când îți miști capul. Ok, nu asta am vrut să fac. Când îți miști capul să se uite și tipul ăsta în joc. E prea, prea frumos. 5 dimineața, să fiu atent. Cred că am senzivitatea prea mare la chestia asta cu mișcatul capului. O poți da mai încet. Am văzut multe persoane în comentarii care spuneau că nu vă place chestia asta. Senzorul ăsta, pentru că în momentul în care te uiți într-o parte, trebuie să întorci tu mult din cap și se vede aiurea. E bine, asta nu e chiar adevărat. Adică este adevărat, într-adevăr, că dacă te uiți într-o parte, trebuie să întorci capul, știi? Dar îi poți seta tu senzivitatea. Cât de mult vrei să se întoarcă. E foarte customizabil programul. Adică îi poți seta senzivitatea din anumite puncte. Vreau să zic puncturi. Puncte. De exemplu, poți să-i pun o senzivitate mică așa. Dar de aici încolo pot să-i pun una mare, știi? Hai să merg și drept dacă tot zic că sunt un șofer adevărat. E foarte customizabil programul. Dar mie mi-ar plăcea foarte tare să conduc un Oculus Rift. Ar fi... Ăla e visul meu. Oricum anul ăsta dacă apare. De fapt a apărut, dar e la pre-order. Se lansează în martie. Nu știu cum fac să pun și eu mâna pe unul. M-am mai spus și în episodul anterior. De ziua mea conduc, mă. De ziua mea sunt șofer pătir.
Ați înțeles? Uite poliția pe lângă cum trece. Dacă aveam viteză, pac, mă ardea cu taxa 1000. Și imaginați-vă că eu fac din cursa asta 2000 și ceva. Și el îmi dădea amendă de 1000 de dolari. Deci, poți să mergi peste viteza legală cu, hai să zicem, 5 km la oră în plus sau ceva de genul. Dar dacă mergeam acum cu 100, pa. Destul de nasol, pentru că în ăla normal mergeam foarte repede pe autostradă. În ăla normal, în Eurotrack. Bogam 150 pe autostradă, zburam. Îmi plac și mașinile din jocul ăsta. Sunt așa, sunt mai diferite. M-am obișnuit prea mult cu Eurotrack. Oh god. Însă pe multiplayer, beleaua asta cu amenziile cred că va fi scoasă, pentru că nu vor mai fi mașini. Dacă nu mai sunt mașini, nu mai e nici mașina de poliție, deci hai să încetinim puțin pe aici. Băieții vor să facă dreapta, eu aș vrea să mă duc drept în față. Hai că merge. Credeam că e nevoie să-l depășesc, dar nu a fost cazul. Să țin banda mea. Transportăm niște accesorii de casă sau ceva de genul. Hai mai dau iar cruise control. Vedeți, suntem deja într-a 15-a. Are senzivitate mult prea mare asta. Și mă încurcă puțin. Mă puțin încurcă. 80. De fapt nu mai schimbăm viteza. Îi dau cruise control la 90. Adică nu mai apăs pe accelerație și merge singur. Deci ca să știți, oh my god, nu pot să conduc drept. Nu știu cât de bine se vede la webcam, dar am volan, schimbător și pedale. Deci le-am pe toate trei. Dar n-am cum să vi le arăt la facecam, adică nu mai arăta. Da, e facecam de față, n-aș avea cum să vă arăt picioarele. Picioare chem. Fac picioare chem și mână chem. Să vă arăt cu schimbător cu toate alea. Dar e mult, mult mai diferit decât dacă joci cu tastatura. Adică ai jucat și cu tastatura Eurotrack și atât de nasol. Mamă, e nașpa rău de tot. E o experiență foarte ca lumea cu volanul. Ok, n-ar trebui să semnalizez chiar așa târziu, dar... Ok, reducem viteza, schimbăm într-a 12-a, hopa, 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 hopa! Oh my god! 1800! Oh, am crezut că s-o... God fucking damn it! Na, că s-a oprit și camionul, facem plecarea din pantă, ce facem? Frâna de mână. Hai mă, pleci. Oh my god, până la final, zine să crezi? Nu vine nimeni. Holy shit. Oh god. V-am spus, imediat te-ai lovit. Și, deci amenziile în general sunt foarte scumpe, numai alea de viteză. 1800 și cursa asta cred că a fost 2000. Oh my god. Hai să parcăm acolo. Facem parcarea simplă. M-am obișnuit, nu știu, m-am mai jucat City Car Driving și m-am obișnuit cu mașina, frate. Mașina oprește imediat. Ai apăsat pe frâna, oprit, știi? Aici, mai greu. Da, mă rog, nu. N-am jucat ca să facem bani, jucăm așa, să ne distrăm. Ok, aici... Ușurel, ușurel. Ce poate fi mai ușor decât să parchezi drept, da? Na, că nu vrea. Hai să vedem. Nu, în partea cealaltă. Hai. Mai la stânga, cred. Ia. Aba dacă nici drept nu pot să parchez. Cred că așa ceva. Ia dacă dăm cu spatele. Nu, uite așa. Nu, dau greșit! Ha, nu știu, sunt în stare să parchez camionul. Glumești. Bă, ce facem aici? L-am... Hai că merge și așa.
Vedeți când parchezi, good work. Fuck, m-am lovit la final. Aici zic că 100, dar mi-am mai luat și 100 de aici și o amendă. Deci fiți atenți, cursa asta... Oh my god, s-o de prea tare. Cursa asta a fost $2000, da? 1800, cu asta 1900, am plătit doar pentru amendă. That's fucking insane. E nebunie, n-am făcut profit că deloc. $100 așa așa. Dar oricum, your money, 5000. Va trebui să-mi cumpăr un camion sau nu știu cum să fac. Pentru că vedeți voi, camioanele astea sunt cam scumpe. Ia, Kenworth, poate astea sunt mai ieftine. 122.000 cel mai ieftin, da? Și dacă eu fac împrumut la bancă, de 100.000 înseamnă că eu plătesc 1800 pe zi și ar veni să mai fac cu 120.000, 130.000 împrumut la bancă și m-ar costa super mult zilnic. Asta ar fi beleaua, știi? Dar măcar aș avea camionul meu și aș ieși mai bine oarecum. Nu știu. Mie oricum o să încheie episodul aici și cred că las volanul și mă mai joc, că mai am chef așa să mă mai plimb puțin. Poate îmi cumpăra cu un camion. Oricum, sper că v-a plăcut episodul, vă mulțumesc pentru atenția acordată și noi ne vom vedea data viitoare. Pa!